Bună dimineața, Valin! Iată, astăzi, luni, în 15 decembrie, o zi de primăvară, e mai gata. I-am apucat și am tăiat doi porci. Și în la sfârșitul lui iulie, și uite cât îs de mari. Moșul maestor Genu, care e căsap adevărat, spun că sunt ceva la 130 de kg. Nu i-am cântărit că n-am cântat și mă frunzoază să mă duc după cântat. Și acum o să vă arate, Marin, cum lucră altă formă decât cum o lucra. În parcurs o să vă văd cum o să vigez. We'll be right back.
să acasă ăsta, ca să nu se ducă înapoi. Când se desface porcul mai la urmă, trebuie păzit că săilii îs oțelice și poate să se lovească prea mâini. Uite, ca să lasă fișoarele cât mai creșice, ca să poți să lucru ușor cu mașina, cu firizul, i-am pus un lemn acolo sus și le-am lărgit după cât eu vreau. Așa cred că e mai. Genul-i bun, soricul. Paie. Are gust. Da. Numai, uite, eu genul nu mănânc soric nici cum, nici ureche, nici nimic. Eu nu știu dacă am mâncat vreodată. Auzi, tu știi ce, adică tu nu știi ce ai pierdut. Dar unde pune? Lisa. Auzi. Ia că Mary, acum mi-s la masa de prânz. După cum am spus și în filmul trecut, la noi, la pomana porcului, se face cu ei și cu plicaș. Anul ăsta am avut un maestor care mi-a ajutat, așa că am isprăvit cam destul lucru. Rămâne, tot mi-a rămas numai mai un pic fiertoarea și gata. Ce? Zama de paradise cu carne mășinată. Așa. Și ia că acum eu le doresc la familie și lui domnul Genu poftă bună și să ne apucăm, să ne ungem la burică. Da. Mări, poftă bună! Mulțam! Mări, după un prânz așa de bun, știi cum se spune? Și e omul cât de gras, după masă doar de un șas. Acum ar trebui să merge la culcare, numai la lucru. Nu-mi pare rău după ce am mâncat, cum ar fi ce urmați? Pe că mă vin de la lui Campu. Da, știu că m-ai spus un dat. Da. Uite, lapte ăștia te-ai mâncat. Da, aia de la lui Campu. Ia am primit anul nou și o felicitare de la viceprimarul de la Montreal. Și el tot anul ne privece. Sunt interesat lucru că nici adresa nu-i scrisă, nici nimic, m-a scris Marin Jumării, stupare, dântură și ne găsesc într-o lume întreagă. Domnul viceprimar Șăioț, trimit prin videocamera asta un an nou fericit și la mulți ani. Să fiți sănătos! Iacă și stupii pregătiți de iarnă, puși
pus la urginiș apărătoarele și așteptăm iarna, că până acum încă n-am avut. Lași facă sau tobă, noi punem tot de la fiertoare și am fiert. Capul, limba, bărbia, sorică, ficată, inimă. Care vă mai pun și carne, numai noi nu punem aia, numai asta. Și o băgăm în burta de la porc, care o dă înainte, îi grijită și îi pusă în șapă cu sodă bicarbonă, ca să iei mirosul. Și pe urmă se fierbe până nu se albește sus mațul. Și când s-o albi, atunci îi destul, că dacă nu se fierbe destul, atunci a miros. Nu-i dur. Și mai se pune și apa asta și s-o fierte, așa? Da. Cam așa se face toba. Sau șparca. Gata. Numai sarea, pipier trebuie. Sare, pipier după gust. Da. Pun și ai? Da. Cât cam las că văd aici? 5-6 cățeli. A, da. Apă. A, da. Păi, cât o va aduci ca să se lege numai? Mie mă place șparca dimineața când tai o felie și o frig la gaz. Atunci e și mai bună. Acum punem șapă unde s-o fiert, dar nu cu untură de la ui. Bun, destul. Cu să vezi. Mie mi-e bună. Trebuie să fie bine sărat. Da. Că atunci îi... Când e bine sărat, atunci când se fierbe, când da, tot atunci când vine numai bine la... E bun? Na. Acum faceți aiul, mașina Margareta, aiul. După asta mai trebuie și un șepățel de ai. Destul trebuie să fie. La care le place poate să pună și ciumbir praul. Cam pus. Roată. E bun? Bun. Aștept. Acum mașinăm de cărtăbuș. Cărtăbușul tot ce a rămas din fiertoare, din aia se face cărtăbușul, tare puțin, că numai moșul mâncă cărtăbuș. Noi nu bat. Mai la moș îi dăm cărtăbuș. Da. Numai cât îl gustăm. Mi-e asta că se văd. Punem sarea. Opa. Bun. Punem acum două linguri de... Uite, pipierul e așa, frigurița e înăuntru. Pune două linguri. Un prădos. Așa. Mai una. Mai pune. Nu plină, nu plină, nu așa plină. Nu s-o bulesc. Hop, destul, că prea mult. Nu, prea. Punem acum apă. Nu marge. Nu. E așa, bun. Mai trebuie numai. Nu mai trebuie. Numai mi-e asta că bine. Da. Thank you.
Acum cârtăboșul se spală, în apă reașe, să se ia un soare. Și când se... mațul ăsta trebuie să fie tare, atunci și fir, că dacă nu-i tare, miroase. Să fie ca cărămida de tare. Da, tare. Și trebuie împunș ca să nu se spargă. De câte ori ai împuns? O dată, de două? De 3-4 ori. Uite-l cât e de tare. Mările, tai asta pentru că e pagini frigideri, așa? Da. Când se pun jumierile de fript? Nu-i nimeni la foc. N-ai cum ai. Mai întâi în cozăneac noi punem doi pumni cam buni de untură dat de anul trecut, ca să nu se ardă. Și acum când noi început să iasă, să nu mai iasă aburi din untură, scoacem untura și lăsăm jumierile, că la urmă o să punem și lapte și atunci o să se frigă cum trebuie. Laptele se pune ca să nu fie jumierile unse și să fie roșii, bune la gust, pierd în gură. E important când nu mai merg aburi, atunci e gata untura, că dacă se ține mai lung, atunci e urâtă la culoare, nu-i albă. Și acum untura se lasă numai mai un pic prefund. Adică cât se spoace untura și cu lapte se pune în concentrat și iară se dă la pui și la face în concentrat. Ia că aici mai e un patent ce l-am făcut pentru coș ca să nu mai facă fum. Când bate vântul nu mai poate să baje în sobă, că ăsta e un coș mai jos. Și uite cum am rezolvat cușul. La un cozdăneac se toarnă o litră de lapte. La jumătate de cozdăneac se toarnă jumătate de litră de lapte. Se aud? Acum a început să se frigă. Da. Acum cu șuz, da? Ancioc, asta după niște minute, 5, da, 10, și da, gata. Mai să vigem, mă, gata. Mai o țără. Mai o țără. Mai o țără, nu. Mai o țără. Nu mai trebuie să faci foc. Ia câte acum ați gata, uite-ne, ce spaine. Super. Super moșu. Da. Scut. Atunci fii pregătit cu dârza în lat și scoacem cozdăneacul. Deșalița asta nu-i scoase. Da, că mă încurse. Mai trebuie bine purtat. Cam iuce, că să nu se ardă, da? Ca să nu. Asta. Mă dă-i moșule.
pâine îți pui să jumerile și ale de la masă. Ia că așa arată jumierele. Acum, măi, avem să le stoarcem. Măi, asta... să punem sare pe ele și să mâncăm. Și acum, când îmi plin să le trec, ca să fie stoarse. Și acum, măi, asta are numai sare și jumare. Da.